Pan, năzdrăvăniile lui Nastratin Hoxha. Să fii altfel nu se poate, ci ca omul întru toate. Un sătean, pierzând magarul, la Nastratin alergă și ca să facă în geamie vreun cuvânt, îl rugă. Că poate cu întâmplare cineva l-ar fi găsit și neștiindu-i stăpânul, îl ține închis, tăinuit. Mergând Hoxha în geamie și după ce s-a închinat, și se rugă împreună cu norodul adunat, stând la un loc oarecare mai sus ceva de pământ, început tot deodată acest următor cuvânt. Ascultați, toți credincioșii profitului Mohamed, aceea ce vă voi zice în 5 vorbe de secret. Din voi care în viață cafea, tutun n-a gustat, care rachiu, vin în gură vreodată n-a băgat, și care n-a jucat table, damă, sau ceva cu cărți, nici s-a adunat vreodată să petreacă în alte părți, acela, zic, din voi, care a putut trăi așa, îl poftesc aci la mine acum a se învățișa. Toți câți era în geamie auzind acest cuvânt, se gândea de vruna daste dacă împărtășiți nu sunt și nu îndrăsnea să vie la Hoxha se învățișa, ci, cum își săvârșa ruga, pleca afară, ieșa. Mai în urmă, ia că unul mai nevoiaș și mai prost, ce s-a știut că de acestea neîmpărtășit a fost. Viind către Hoxha, zise, ia că eu în viața mea n-am băut vin niciodată, nici rachiu, tutun, cafea, nici vreodată table, damă, cum și cărți eu n-am jucat, nici în niscai conversații cu alții m-am adunat. Auzind Nastratin, Hoxha s-a întors să se uita către cel ce-și pierduse magarul și îl căuta. Strigând tare, ei tu, n-auzi, vină aproape să vezi, ia că ăsta ți-e măgarul pentru care publicezi. Ia-l, pune-i căpăstru îndată și te du unde voiești, că mai bun decât acesta cât să cauți nu găsești.